Binecuvântează sufletea mea pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit de foarte, pentru Său ce ești în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în sfirea ta, Cel ce umi peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți, se coboară voi, locul în care le temea pe ele. O tare pustă pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpaselor toate fiarele câmpului asemenea sălbatii setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce lăsar iarbă dobitoacelor și de viață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu îndelem și pâinea inima omului o crește, săturați-vă copacii câmpului cedului Doamnul pe care i-a sărit. Acolo păsările își vor face cui. Locași cocostâricului închiparoși munții cei înalți adăpost cerbilor, strâncile scăpare ierbilor, plăcut al nostru de vrem soare și-a cunoscut apostul său, că s-a întuneric, s-a făcut noapte, cu dureșit toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce să ceară Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soare s-a adunat și în culcușile lor se vor culca. Ieși va una lucrul său și-a lucrat sa până seara, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cum se răținele făcut. Umplitu-s-a pământul de izbirea ta, marea aceasta este ființă și largă. Acolo se găsesc ritualele care nu este în număr vieptăți mici și mari. Acolo curăbile unde balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se face în ea. Toate câte tine așteaptă ca să le dai o hrană la bună vreme, gândurile lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor turbura. Loavei bucurilor se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Limite vei Duhul tău se vor zidi și vei mai în fața pământului. Fie slava Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! În pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! În pace de Iisus și de mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Mălăstirea ta, ce cu credință prin labie și cu brigă de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea Sfințitul Părintele nostru, pentru cinstita preoțime și geantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacheasă Maica noastră stariță Stavrofora Marina, din prână cu părinții slujitori, maicile, viețuitorii, acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru noi, pentru mărugătorițelii noastre, pentru mai mari orașelor și exatelor, și vinulitoare de Hristos poștire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Aceasta pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru mâna copiei ales Duhului, pentru belșugarea rodelor,
ci pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Aleluia! Pentru cei ce călătoresc pe ea, pentru scați și binele, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sosăresc, pentru cei robiți și pentru al o mântuire, Domnului să ne rugăm. Noi de tune cază, România, primejdea și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, Sfâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și bunurea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Fericit bărbatul auzise vor graile mele că s-au îngulcit, ca o brafe pe pământ s-au rupt pe pământ,
Disipitul sau oaselor întăiat, să-și către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am învăjduit, să nu-i sufletul meu. Și vreau să zic că Domnul a strigat cu glasul meu către Domnul, m-a rugat. Vrăsavă-i înaintea Lui, rugăciunea mea de casă, nu înaintea Lui voi spune. Când îi sari într-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în care aceasta în care am umblat ascuns a pus să mie, luat am seama de dreapta și am privit și ne la cine să mă cunoască. Ierit a păcat de la mine și nu este cercetat de sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am frie și mândește-o mea, partea mea ești pământul celor vin. Ia aminte și pe rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-a întâlnit mai mult decât mine. Scoate în temniță sufletul meu ca să lau de numele Tău. Pentru lume tot te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu cu Domnul. Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul, sărbătorindu-se ziua nașterii lui Irod, cel fără de rușine, s-a împlinit legătura jurământului aceluia cu spurcata judecătoare. Cătăindu-se capul înainte mergătorului, a fost adus ca o mâncare împlit la cei ce ședeau. O spăjură, o lucru necuvincios și plin de ucidere, dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare, între cei născuți din femeie, după vrednicie cinstitul fericit. La Domnul este milă și multă mântere la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Jucata ucenița a dormit anul Lui și a luat roată capul Tău înainte de Domnule. O scos plin de sânge-oi, mai bine ar fi fost de nu te fi jurat ilor. Și cum nu s-a scurcat ajungătoare.
că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Iară și Rodiada cârbează-n, iară se tulburăm. O joc amăgitor și băutură cu înșelăciune, Botezătorul a fost tăiat și rod s-a tulburat pentru rugăciunile înainte mergătorului Tău. Doamne, dă pace sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sărbătorindu-se ziua nașterii, vecilor, amin. Cine nu te va ferici pe tine, prea sfântă fecioară, sau cine nu va lăuda prea curată nașterea ta, tot ce ce-a strălucit fără de ani din tată, fiul unul născut, același din tine cea curată a ieșit, închide negrăit pentru vându-se. Oh,
rugăciune să luăm aminte. Dumnezeule, cu numele Tău, mântuiește mă. Acestea grăiește Domnul, mângâiați poporul meu, grăiește Dumnezeu. Preoți grăiți Ierusalimului la inimă, mângâiați-l că s-a înmulțit smerenia lui, că s-a dezlegat păcatul lui, că a luat din mâna Domnului pedeapsă îndoită pentru păcatele sale. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scărârile Dumnezeului nostru. Toată valea se va umple și tot muntele și dealul se va pleca, și vor fi cele strâmbe drepte și cele colțuroase căinete de. Și se va arăta slava Domnului și va vedea pe trupul mântuirea lui Dumnezeu. Pentru mai mare orașelor și satelor, și mai primitoare în Hristos o știre, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pentru toți preoții, românacheri, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pentru fericitii și puterea pomeniții tinturi acestui sălucaș și pentru toți mai dinainte adormiți părinții și frații ai noștri drept credincioși creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, cerdare păcatelor robilor lui Dumnezeu, titori închinători și binefăcători, viețuitori acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru cei ce aduc darul și va vine și Sfinte Sfântă mănăstirea aceasta, pentru cei ce sostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la Tine, mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Binecuvântată ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, vina Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântată ești, Doamne, învață-ne îndrătările Tale. Binecuvântată ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndrătările Tale. Binecuvântată ești, Sfinte, luminează-ne cu îndrătările Tale. Doamne, vina Ta este înviată, lucrurile în mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție se lavă, se cuvine
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să te mii rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Doamne, miluiește! Doamne, și dumnezeiește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Doamne, și fiții noastre, fără durere nevrădată în pace și răspuns bun, la vicoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Îngerea Domnului, s-a mucenit îngerul viețuiesc, ca fiind fără de trup, a fost altar învățat, pe păgâni și mucenicății s-a tăiat capul pentru Hristos, pe acela roată. Să mântuiască sufletele noastre. Omenirea tăierii capului înainte mergătorului săvârșim, care atunci în ficție a izvorât sângiuir, iar acum la marginile lumii doar să te văduim. Astăzi chipul cel de lucru necuvit, Maica ucideri pe prea scurcata fiica sa, cea din împreunare fără de lege, cea din împreunare fără de lege, a umplut-o de răutate, prin sfatul chip de ucidere, împotriva celui de Dumnezeu aleșelui mai mare decât toți prorocii. Pentru că, făcând o spățirot, cel prea scurcat de ziua necuratei nașterii sale, cu jurământa rânduit pe pica sa să ceară cinstit capul, cel de minuni izvorător, al propovăduitorului de Dumnezeu, ceea ce în sfârșit adepăima amestecarea lor cea urâtă, ci de făimându-o a strigat zicând, nu se cade ție să fii desrânare cu femeia fratelui tău Filip, o zi de naștere ucigătoare. Și o spăs frinte sângiuiri, dar noi cu gând bine credincios, care a patimilor și să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, rând miroase scape de făimările, cele pentru fapt, mergător,
Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu durări, înalță fruntea drept slăbitorilor creștini și trimite peste noi binele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu, născătoarea și purura fecioară Maria, cu dărea cinstită și de viață, păcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și cu tot laudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, Mardaschi, la Lumii și Rac, Vasile cel Mare, Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiriu și Ioan, cel Milostrii, Patriarh Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae Amirul Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, care vin de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Antim, Idirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leonchie, cele tuturor sfinților erau. Ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvărătorul de mir, Teodor Tiro, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava. Ale Sfântului Sfinții Mucenic Caralambie, ale sfinților mucenici, Nichita Romanul, Serghe și Bacchion, Valachi și Oprea. Ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiritor în Coven, Constantin, voievod cu cei patru fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Iamache. Ale sfinților mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților bun miluitor mucenici și mucenițe. Ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoeva Sarat. Ale sfinților cuvioște Dumnezeu, purtător părinței noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitre cel Nou, Daniel, Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți. Ale sfinților cuvioase Maici, Paraschiva de la Iași și Teodora de la Sigla și ale tuturor sfinților cuvioase Maici, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreților dumnezeiești, părinții Joachim și Ioan și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne, mă milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru vrea Sfințitul Părintele nostru, Episcop Petrone, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Maica noastră stareță Stavrofora Marina, din prână cu părinții, Maicile Viețuitorul, Viețuitorii și soborul acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și binevitoare, Hristos o știre, pentru sărătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Cele căjiți și întristat care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce vețuiesc între însa, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei primiți, pentru cei ce sunt în călătorii, pentru tămăduirea celor care zac în boli, pentru vină ușurare iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta,
să zicem și pe îngroceștea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru ca să se vedească sub locașul acesta, țara aceasta și pentru orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de război și eu dintre noi. Și pentru că milostivile și lesele iertătoare să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru. Să depărteze și să împărăște toată mânia care se pornește asupra noastră. Să ne slăbească pe noi de măsurarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Miluiește, Doamne, miluiește! Mustrându-o ochii
vădit și mai înainte de tăiere și după tăiere a rușinat tabăra păcatului și pentru aceasta grăim Botezătorule Ioane ca unul care ai îndrăzneală roagă-te neîncetat pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înainte de Mântuitorule, al Mântuitorului, Dumne împărate, nu stracă să nu facă fără de lege, pentru aceasta joacă de legere fără de lege, am de noapte-i rog să taie capul tău, și pentru aceasta de la răsărit și până la apus, lăutat este numele tău, cel ce ai îndrăzneală către Domnul. Roagă-te cu tine, Iisus, să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară ceea ce nu știi de mire, care pe Dumnezeu în chip de negrăit l-ai zămislit cu trup. Maica Dumnezeului Celui Preînalt, rugăciunile răutilor Tăi primește-ne, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Și puterea și slava a Ta.
și pururea și în veci, vecilor. Amin. Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului. Înainte mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat macisii și decât prorocii, că te-ai împlenicit a boteza în repejunile Iordanului pe cel propovăduit, drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai bine vestit și celor din ea pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului. Înainte mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit și decât prorocii, că te-ai împrednicit a boteza în repejunile Iordanului pe cel propovăduit, drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucură-te, ai bine vestit și celor din ea pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în mănăstirea aceasta, în toate orașele și satele, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până via. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până via. Yeah.
har și casa iubire de oameni, să fie peste voi toți, cu arță har și casa iubire de oameni. Totdeauna acum și cu Căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Iubiți credincioși și preacucernici părinți, Preacuvioasă Maică Sfântă, dăm slavă Bunului Dumnezeu, pentru că, iată, ne-am vrednicit să mai venim încă o dată aici, la Sfânta Mănăstire Vic, pe această colină a Bucuriei, unde venim fiecare dintre noi cu cei dragi ai noștri, an de an, sau când simțim nevoia ca să ne rugăm lui Dumnezeu de pe pământ la cer, pentru că rugăciunea ține lumea. Am început în această seară slujba privegherii cu vecernia cea mare, cu litie. Programul din această seară este următorul. Urmează să fie citite rugăciunile pentru molitvă, pentru taina spovedaniei. Doi preoți o să spovedească în biserica de zid a mănăstirii. Cuvântul de învățătură din această seară ne va fi rostit de către preacucernicul părinte Petru Neaga, sălăjan de-al nostru din născut în Valcău de Sus, actualmente preot la parohia Buna Vestire din Ohio, statele Cleveland, Statele Unite ale Americii. După cuvântul de învățătură urmează taina Sfântului Maslu, care va fi săvârșit aici de întregul sobor de preoți, pentru dumneavoastră toți, pentru că sunteți într-un număr atât de mare. După aceea vom săvârși acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, urmând spre miezul nopții cu ocolirea bisericii cu cântări. După aceea vor fi săvârșite deslegările Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan Gură de Aur, urmând apoi cu paraclisul Maicii Domnului și utrenia. Iar mâine dimineață, de la ora 7:30, se va săvârși aghiazma mică, sfințirea mică apei. Urmând apoi, ca în jurul orei 9:30, să-l primim în mijlocul nostru pe preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, care va săvârși sfânta liturghie arhierească într-un ales sobor de preoți. Îi mulțumim preacuvioasei Maicii Stareță Marina, care este aici împreună cu noi. Chiar dacă anul trecut, din cauza problemelor de sănătate, nu a fost, dar a fost cu sufletul prezentă, acum iată este alături de noi, în mijlocul nostru, și zic așa, mare ești Doamne și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Preacuvioasă Maică Stareță, vă mulțumim pentru primirea pe care mi-ați făcut-o, pentru dragostea cu care an de an sunteți alături de acest popor binecuvântat al sălăjenilor, că sălăjenii sunt oameni credincioși, de multă omenie și aleasă noblețe sufletească. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască, Maică Stareță, mulți fericiți și binecuvântați ani și multă sănătate alături de întreaga obște pe care, cu vrednicie, o păstoriți. Vă dorim o seară binecuvântată de rugăciune sfântă. Doamne ajută! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, cum și vorbea și în vecii vecilor.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rostim împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care prin prorocul Tău, Natan, ai dăruit lui David cel ce s-a făcut iertare pentru păcatele lui și ai primit rugăciunea lui Manase pentru pocăința lui însuți, Doamne, și pe robii Tăi acești pelerini care se căiesc de păcatele ce le-au făcut, primește-i cu știuta Ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsul, cel ce ești nedreptățile și trezi peste fără de lege. Căci Tu ai zis, Doamne, cu prere nu vezi moartea păcătoții să se întoarcă și să fie viu și de 70 de ori câte 7 să iertăm păcatele, pentru că după cum slava Ta este neasemănată, așa mila Ta este nemăsurată, că Te vei căuta la fără de lege, cine va putea suferi, că Tu ești Dumnezeu celor ce se pocăiesc, și slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, păstorule și mielule, celor ce ridici păcatele lumii, care ierta datoria celor datornici și femeie, cele păcătoase prin iertarea păcatelor ei. Însuși, Stăpâne, slăbește, lasă, iartă păcatele, fără de legile, greșalele și neputințele, cele de voi și cele fără de voi, cele cu știință și cele cu neștiință, cele prin călcare de poruncă sau prin neascultare, care s-au săvârșit de către robii și roabele Tale ce sunt aici de față, care se căiesc de păcatele lor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Preacucenici părinți, preacuvioasă Maică Stariță, cuvioase maici, iubiți credincioși, mai spun, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Aceste cuvinte, iubiți credincioși, au fost rostite de Sfântul Proroc înainte mergătoși Botestor Ioan de cele mai multe ori atunci când și-a propovăduit venirea Mântuitorului pe pământ. Sunt copleșit de multe emoții să fiu în mijlocul dumneavoastră, slujind cu foști colegi de seminar și facultate, venind din nou în mijlocul sălăjenilor, care sunt oameni de omenie și mult cu bună credință, oameni care, fără să-și dea seamă, zidesc între ei alți luminători, care luminează în lume și peste tot pe unde merg. Și această așezare a creștinilor din Sălaj ajută foarte mult, nici nu vă gândiți. Dar ca să ne întoarcem din nou la mesajul care Sfântul Proroc înainte mergător și Botezătorul Ioan îl aduce în fața noastră, acum în această seară când ne-am adunat cu toții, să închinăm rugăciuni, pentru că păcatele care le-a
le-a adus la cunoștința celor mari de atunci și a tras moartea, iar aceste păcate de astăzi, aceste păcate astăzi li se face reclamă. Este foarte important, iubiți credincioși, ca să înțelegem aceste cuvinte a Sfântului Ioan Botezătorul. Exact cu aceste cuvinte și-a început propovăduirea Evangheliei sale și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și atunci când cineva, dacă cineva înțelege aceste cuvinte, parcă simte o durere că nu toți cei din jurul lui le înțeleg. Sunt atâtea expresii și atâtea păreri despre aceste cuvinte și de acest sfat care îl primim din Sfânta Evanghelie, că poate este cea mai mare denaturare în viața noastră de creștini. Nu putem să ajungem să înțelegem poate o viață întreagă ce înseamnă pocăința adevărată. Poate nu ajungem într-o viață întreagă să înțelegem care împărăție, despre care împărăție se vorbește, unde este această împărăție, când va veni această împărăție. Și stăm și o considerăm poate și pocăiți-vă și și această împărăție ca fiind niște metafore. Nu ni se adresează nouă, cred că vor fi prinse acele vremuri, ne gândim la ceva vremuri viitoare care vor fi prinse de copiii noștri poate. Dar să știți, iubiți credincioși, că aceste cuvinte sunt mai actuale și mai necesare să le împlinim mai mult decât oricând. Ca să fiu mai pe înțeles, aș vrea să fac puțin ocol prin Sfânta Evanghelie, prin Sfintele Evanghelii, ca să aduc câteva exemple, poate sunt mai ajutătoare de a înțelege acest mesaj al Sfântului Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. M-aș duce mai întâi de toate la Evanghelia aceea înfricoșătoare judecăți, despre care toți ați auzit, unde aflăm acolo două categorii de oameni uimiți, unii că merg în iad și unii că merg în rai. Nu s-au așteptat nici unii, nici alții, nici să meargă în iad, nici să meargă în rai. Cei care au mers în rai, când li s-a spus, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția și-a gătită vouă de la începutul lumii, au fost uimiți că li s-a adresat Mântuitorul cu cuvintele că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, dezbrăcat am fost și m-ați îmbrăcat, în închisoare am fost și m-ați cercetat, bolnav ați fost și ați venit la mine și toate celelalte. Și ei se minunau, când te-am văzut, Doamne, de ți-am făcut acest bine și acum ne dai Tu împărăția Ta. Și știm ce a spus Mântuitorul, întrucât ați făcut unora dintre aceștia mai mici, mie mi-ați făcut. Apoi, cealaltă categorie de oameni care au fost uimiți că merg în iad. Le-a spus Mântuitorul același lucru, doar că lor li s-a adresat cuvinte cutremurătoare, plecați de la mine blestemaților, în iadul care a fost gătit diavolul și slujitorilor lui. Dar nu spune de la începutul lumii. Pentru că acest iad a fost făcut de Dumnezeu, să spunem așa, după căderea omului. Și ne trezim aici cu două categorii de oameni care făceau binele, cei care făceau binele și nu l-au contabilizat, nu s-au bătut în piept și nu știau că-l fac. Și pentru aceasta au dobândit împărăția lui Dumnezeu. Și iar ne ducem la cealaltă categorie de oameni care poate au făcut și ei bine, dar l-au contabilizat. Și l-au pus în mândria și în sufletul lor că nu sunt chiar așa de rei și așteptau împărăția lui Dumnezeu și au pierdut-o. Ce grozavă Evanghelia înfricoșătoare judecăți, cu niște oameni care se pocăiau fără să-și dea seama și niște oameni care nu s-au pocăit, deși ei credeau că o fac. Apoi aș vrea să aduc un alt exemplu, iubiți credincioși, exemplul acesta de fiecare dată când îl ascult, chiar preot fiind și citesc Evanghelia, nu este un alt exemplu mai potrivit care să ne miște toată ființa noastră și să ne zdruncine din temelii acel exemplu al fiului risipitor, care el, având un alt frate, după cum știm cu toți Evanghelia, nu vreau să aduc foarte multe detalii din Evanghelie, doar câteva gânduri.
Doi copii la un tată, unul se părea neascultător și un ascultător. Și cel care se părea că neascultător, la un moment dat i-a spus tatălui său, și era chiar neascultător, i-a spus tatălui său să-i dea toate, tot ceea ce îi se cuvine, pentru că acest tată era bogat. Și s-a dus în țară îndepărtată și a cheltuit averea sa, știm cu toții, cu desfrânatele. Și a stat în păcat până a avut avere. Dar n-a înțeles ce a făcut până în acea parte de lume a venit o foamete. Și doar atunci, spune Evanghelia, și-a venit în sine și a început pocăința. A început să se gândească la tatăl său. Cu alte cuvinte, tradus în zilele noastre, am înțelește gândul când omul vede că nu mai merge bine nimica și se gândește, poate ar trebui să fac o spovedanie. Poate ar trebui să mă pocăiesc, să mă opresc din ceea ce fac. Și poate ar trebui să mă îndrept din nou la tatăl meu că este bogat și măcar să mă primească ca pe unul dintre slugile sale. Și spune că și-a venit în fire, adică a devenit din nou natural. Trăia artificial, trăia în visuri provocate de cel rău, că raiul este pe pământ. O greșită părere despre împărăția lui Dumnezeu, că împărăția este aici atâta timp cât ești în bucurie și în desfătare. Dar când a venit rău și-a dat seama că nu aceea este împărăția cea adevărată, ci cea lângă tatăl său. Și s-a gândit el să se întoarcă la tatăl său și este extraordinar cum acest tată îl aștepta, spune Evanghelia, și se uita în depărtare. Și el își pregătea spovedania, mă voi duce și voi spune. Și tatăl său, când l-a văzut, a alergat. Fiul n-a alergat, tatăl a alergat. Doar pentru că s-a apropiat de adevărata împărăție, cea a tatălui. Și a fugit tatăl și el a început să se spovedească, să considere că ce mult l-a supărat pe tatăl său și să-i dovedească acest fapt, dar tatăl său imediat dă porunca, dați inel în mâna lui, puneți-i haina pe el, dați încălțăminte și tăiați vițelul cel îngrășat. N-a mai stat tatăl să analizeze nimic din ceea ce a greșit. I-a ajuns doar faptul că acest tânăr, acest fiu, a fost mort și a înviat pentru el. Și a dat seama că trebuie să se apropie din nou de tatăl său, de adevărata împărăție. Și totuși, vedem în această Evanghelie că vine fiul cel care credeam că este ascultător. Și era, dar totuși avea multe minusuri și el. Am spune noi cei care de multe ori mergem la biserică în fiecare duminică. Și vedem dintr-o dată că în biserică vine cineva care a fost pe cărări greșite. Și începem judecata. Tată, chiar vițelul cel îngrășat, tradus pentru noi cei de astăzi, vițelul cel îngrășat este Sfânta Împărtășanie. Este împăratul împărăției. Nu se poate să existe o împărăție fără un împărat. Și acest împărat este Iisus Hristos, care ne așteaptă pe toți să venim în împărăția Tatălui și să ne bucurăm de trupul și sângele Lui ca să fim iertați de păcate. Și uitați acest tânăr care stătea acasă și l-asculta pe Tatăl. Poate noi cei din biserică, ori care mergem la biserică, spun și eu noi că sunt preot și merg la biserică, dar cum vedem pe cineva în biserică care l-am știut că a fost afară de Dumnezeu, începem judecata. Și uitați-vă, iubiți credincioși, ce spune acest tânăr. Tată, zice, te-am slujit toată viața ta și nu mi-ai dat nici măcar un ied. Ce înseamnă iedul tradus de Sfinții Părinți în această Evanghelie? Știm noi cine, tot la Fricoșătoarea Judecată, care am pomenit-o la început, spune că Mântuitorul va despărți pe oameni ca cum desparte păstorul oile de capre, oile de-a dreapta și caprele de-a stânga. Adică de ce de-a stânga și de ce caprele? Pentru că suntem toți oameni cei mai mulți de la țară și știm cum sunt de îndărărnice caprele, nu sunt ascultătoare ca oile. Și vroia și el să facă o neascultare, măcar una mică, un ied. Nu mi-a dat nici măcar un ied. Adică el stătea acasă, dar
nu era vindecat, nu era desăvârșit. Nu înțelegea nici el bine împărăția, deși era acasă. Dacă am merge mai departe, iubiți credincioși, să mai aducem alte exemple din Sfânta Evanghelie, este cutremurător și acea Evanghelie în care ascultăm cum Adam și Eva au fost izgoniți din rai. Pentru ce? Ei nu trebuiau să se pocăiască, ei erau deja în rai, dar le-a dat Dumnezeu și lor o ascultare, să nu mănânce dintr-un pom. Adică le-a rânduit post și lor. Și spun Sfinții Părinți că atunci când Adam și Eva au început să-și atribuie că raiul le aparține și este de datoria, a fost de datoria lui Dumnezeu să le dea raiul, s-au slăbit în suflet și atunci Satan a avut putere să încerce să-i înșele. Și a aflat diavolul, a mâncat din pom și știm ce a urmat. Dumnezeu a venit cu spovedania. Unde ești, Adame? M-am ascuns. De parcă Dumnezeu nu știa unde este Adam. Nu ți-am spus eu, Adame, că în ziua când vei mânca, vei muri? N-a murit trupește, Adam. A murit sufletește, pentru că în momentul când a mâncat din pomul oprit, i s-au deschis ochii, spune Sfânta Scriptură. Și au văzut că sunt goi. Nu știu dacă înțelegem fiecare dintre noi ce s-a întâmplat cu Adam și cu Eva, dar cu siguranță aveți în mintea frățiilor voastre imaginea copiilor mici, care umblă goi în fața noastră fără să-și facă nicio problemă. Și cu cât cresc mai mult, cu atât sunt mai, se ascund mai bine și încerc să apare rușinea. Dar știți, iubiți credincioși, că Sfinții Părinți spun că această rușine care apare la copii atunci când cresc este de fapt păcatul. Păcatul începe să încolțească în om, chiar din trage de pruncie. Dar atunci când suntem, când am fost și noi așa mai mici, nu ne rușineam de nimica pentru că eram curați. Ce am putea să înțelegem din această întâmplare fenomenală care pentru care suferim și noi astăzi? Dacă noi, atunci când suntem chemați de Dumnezeu să ascultăm și să fim în pocăință și în rugăciune, în post și în rugăciune, în ascultare de fapt de biserică, oare nu vedem așa bine păcatul și judecata altora? Și atunci când nu ascultăm, vedem mai adânc, vedem mai multe și vedem și ce nu trebuie să vedem. Dar nu înțelegem, credem că vedem adevărul, că este prezentat în fața noastră, dar nu înțelegem că îl vedem printr-o inimă poate murdară. Poate că am trecut și noi peste ascultarea lui Dumnezeu de a nu face ceva și vedem atâtea și judecăm pe toți. Și în acel moment când judecăm pe toți, dăm pe Mântuitorul deoparte, care este dreptul judecător și ne facem noi judecători în locul lui. Și spun Sfinții Părinți că Adam și Eva și-au făcut un cort atunci când au fost izgoniți, că vedeți că nici Eva n-a arătat pocăință. Adam a dat vina pe Eva, Eva a dat vina pe șarpe, și Dumnezeu i-a așteptat la spovedanie și ei nu înțelegeau, dragii, de ei. Și apoi spun Sfinții Părinți că atunci când au ieșit din rai și au făcut corturi la poarta raiului, având o nădejde mare toată viața cât au mai trăit, că poate Dumnezeu să-i primească din nou în rai. Și această dorință este și în noi, în fiecare dintre noi. Pentru că această dorință s-a transmis urmașilor lui Adam și lui Eva, care suntem și noi cei de astăzi. Și această dorință este înțeleasă de fiecare după cum, nu știu, ne-au ajutat părinții, ne-au ajutat felul nostru de a fi, ne-au ajutat darul lui Dumnezeu care a fost pe lângă noi de-a lungul vieții. Și această dorință, de fapt, de rai, fiecare o înțelege prin, de exemplu, maicile de la mănăstirea aceasta, această dorință de mai bine, au înțeles-o de a-și închina viața lui Dumnezeu. Sfinții Părinți spun că aceasta este cea mai înaltă cale și cea mai bine înțelegerea mesajului acestei dorințe care era în Adam și Eva și care a dat-o și nouă ca moștenire, această lucrare de a-ți închina viața lui Dumnezeu este cea mai bine, bună traducere a acelei dorințe lui Adam și lui Eva. Și apoi ne uităm la fiecare dintre noi. Să ne uităm fiecare dintre noi ce ne place mai mult.
Așa înțelegem noi dorința lui Adam și Eva de a intra din nou în rai. Unora dintre noi ne place aurul, altora ne place stăpânirea, alților ne place conducerea, altora ne place un loc înalt în societate, altora ne place băutura, altora ne place mâncarea. Și toată și această dorință care, de fapt, este în noi și este bine că este acolo și este bine că vrem mai mult și este bine și nu este rău să dorim aur. Nu este rău să dorim să avem o mâncare, nu este rău să avem o casă, este rău atunci când am făcut un Dumnezeu din ele și am uitat despre împărăție. Și pocăința cea adevărată nu o facem și am uitat și nu înțelegem care este împărăția. Și să înțelegem mai bine acest gând, îl aducem un alt exemplu din Sfânta Scriptură, pe bogatul care era rodit țarina. Un om care atunci când a văzut că era rodit țarina și-a mărit hambarele și a spus, bea și mănâncă suflete, să fim atenți și a spus, bea și mănâncă suflete. El știa că sufletul este nemuritor, dar la suflet nemuritor îi spui să mănânce și să bea din cele pământești. Acest om, cu alte cuvinte, dacă ar fi să-l fie ascultat, cum spune rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ, el cred că spunea invers, precum pe pământ, așa și în ceruri. Pentru că el vedea raiul pe pământ, vedea raiul prin această lucrare de a avea cât mai mult. Și acesta, săracul, auzi cele mai grozave cuvinte din partea lui Dumnezeu, nebunule. În noaptea aceasta ți se va lua sufletul și ale tale, ale cui vor fi? A știut acest bogat de adevărata pocăință, a știut acest bogat de adevărata împărăția lui Dumnezeu, care este o clipă continuă, o veșnicie. Mulți dintre noi avem pe cei dragi trecuți la cele veșnice și fiecare dintre noi spunem, tatăl meu, mama mea este trecut la cele veșnice de atâția ani. Ei nu spun așa. Ei spun, sunt trecut la cele veșnice de o clipă. Este acea secundă neîncetată care nu se mai termină. Și noi pierdem acea veșnicie, împărăția lui Dumnezeu. O pierdem pentru că ne blocăm inimile și sufletele spre acești Dumnezei de pe pământ, pe care nu putem parcă să-i refuzăm și ne închinăm aproape cu toții la ei, pentru că așa este lumea. Și dacă toată lumea face, trebuie să fac și eu. Și dacă toți cei din jurul meu au un Dumnezeu un Dumnezeu din cele materiale, atunci și eu am să încerc să-mi fac un Dumnezeu din cele materiale. Și dacă casa mea are un jumătate de metru mai înalt decât a vecinului, este mai înaltă cu un jumătate de metru decât a vecinului, am o satisfacție mult mai mare decât vecinul. Ne-am găsit Dumnezeu. Stați să vedeți când o să ieșim pe ușă și o să vină preoții și toți vecinii să se roage pentru noi în acea curte. Iubiți credincioși, nu știu dacă înțelegem noi cu adevărat, pentru că ceea ce se vede în lume, atâtea războaie și atâta molime și atâta secetă care este în jurul nostru, se pare că nu înțelegem cuvintele pocăiților că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și chiar de când cum suntem noi preoții, ai de-a face de atâtea ori cu atât de mulți oameni și cu atâtea păreri, și am fost curios și eu să întreb, vă știți care este pocăința? Vă știți ce trebuie să facem ca să ne pocăim și care este împărăția lui Dumnezeu? Să știți, iubiți credincioși, că mi-a fost mare surprinderea ca cei mai mulți dintre cei pe care îi întrebam, toți credeau că este vorba despre o lucrare la care noi parcă nu am avea acces. Pocăința, strângerea pentru păcate, întoarcerea feței noastre către Dumnezeu, nu o înțelegem. Nu o înțelegem și stăm și suntem direcționați de cele din jurul nostru. Toată lumea se plânge. Toată lumea se plânge că bărbatul, soția se plânge că bărbatul este rău, soțul se plânge că soția este rea.
toți ne plângem că este rău în jurul nostru. Dar oare cine ne-a oprit să facem noi lumină? Cine ne-a oprit să fim noi fii ai luminii? Înțelegem noi că răul este limitat, vine de la un înger căzut și lumina vine de la Dumnezeu cel adevărat? Oare de ce ne plângem și nimeni nu mai vrea să pună început bun? Nimeni nu vrea să facă voia lui Dumnezeu? Pocăință este ceva ce bunicii noștri poate făceau. Sau mai cu seamă avem în jurul nostru, nu în biserica noastră, în jurul nostru avem o categorie de oameni care de trei, cam aproximativ de 300 de ani se numesc pocăiți. Dar mai mult este cu vorba decât cu fapta. Și dar le lipsește împărăția, pentru că le lipsește împăratul. Și continuăm și mergem în viața noastră, o lăsăm să decurgă așa și nu ne trezim, nu ne gândim, oare sunt pe cale, oare fac pocăință, oare îmi cer iertare de la Dumnezeu pentru toate cele ce le fac. Nu este zi în care să nu facem răul. Și atunci când răul ne copleșește din jurul nostru, este pentru că noi n-am lucrat lumina. Sfântul Grigore Palama spune că omul ar fi posibil ca să vadă și lumina necreată și tot el spune că pentru noi oamenii, atunci când am stat mult în întuneric, în păcate, este greu să urmăm lumina Evangheliei. Este greu să ne întoarcem la pocăință. Și el explică cum. Spune chiar el, un om care stă în întuneric și vine înăuntru în casă la lumină, îl dor ochii și iese din nou afară. Dar dacă se obișnuiește cu lumina, îi va plăcea lumina și va vrea să stea în lumină. Este greu pentru noi care am stat în păcate și trăim în păcate să mai vedem lumina Evangheliei, să mai înțelegem pe Sfântul Ioan Botezătorul de ce a murit, fiind tăios și drept în cuvânt, atunci când a fost vorba de păcat, păcat la care astăzi ne primim reclamă pe toate canalele, și în școli, și la televizor, și din guverne, și ni se aprobă legi care sunt împotriva firii și împotriva lui Dumnezeu. Și apoi vine mirarea. Acesta este culmea culmilor, să spunem. Creștini, noi cu cruce în piept, botezați, îmbrăcați în Hristos de la botez, să ne mirăm de ce este secetă. Era o perioadă, am fost plecat din 2002 până în 2008, pe dincolo, și am venit în 2008 în țară până în 2014 și era secetă în fiecare an. Și eu spuneam, în august are să vină ploile. Și n-a băgat nimeni în seamă ce am spus și au venit ploile în august. Apoi următorul an am stat 6 ani în țară, până în 2014, și spuneam în fiecare an, în august vin ploile. Și doar în al treilea an m-a întrebat ceva, de ce spui? Că totdeauna când spui că vin ploile în august, ai dreptate. Pentru că în august se mai spovedesc puțin oamenii de adormirea Maicii Domnului. Și acum am spus, iară vor veni ploile în august și n-au mai venit. Cred că ați înțeles ce facem noi sau ce nu facem. A ajuns spovedania doar programată între noi creștini și o văd asta și dincolo, peste oceane. Este programată doar de Paști, de parcă cineva ne sună ceasul, de Paști ești păcătos. De Paști trebuie să te pocăiești. Și oare ce pocăință este aceea programată? Noi venim aici, mâine vom veni o linie, vor veni o linie de oameni aici și se vor împărtăși. Și toți, fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici, spunem cu toții rugăciunea, cred, Doamne, și mărturisesc. Și spune mai încolo că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Oare de ce suntem cel din tâi păcătoși doar în ziua când ne împărtășim? Oare săptămâna trecută sau de o lună sau de trei de când ne lipsește împăratul împărăției din viața noastră? Oare atunci cum am stat în fața lui Dumnezeu? Oare atunci cine ne conducea viața? E atunci n-a fost dintre care cel din tâi păcătoși sunt eu. Adică dacă sunt cel mai păcătos, ar trebui să fiu în fiecare zi a împărăției, să fiu la picioarele lui Hristos, pentru că El este lumina lumii. Și acest lucru aș vrea să,
să aduc câteva cuvinte și despre împărăție, că nici aceasta nu este înțeleasă de noi, iubiți credincioși. Știți, noi suntem creștini ortodoxi și avem acea perioadă de 10 săptămâni a perioadei triodului, în care toate temele scripturistice, toate evangheliile și toate cântările și în cel mai mult folosim cuvântul deschide mie, Doamne, ușile pocăinței. Îi cerem lui Dumnezeu să ne deschide ușile pocăinței ca să ne întâlnim cu mielul Dumnezeu cel înviat de Paști. Noi suntem o credință iudeo-creștină și noi ținem cont de ce li s-a întâmplat poporului evreu atunci când au fost în țara Egiptului. L-am ascultat, citim în Sfânta Scriptură și vedem ce a spus Dumnezeu lui Moise ca să transmită poporului evreu în noaptea când au fost scoși din țara Egiptului. Și sfatul care era? Să frigeți un miel, să-l frigeți bine și să-l mâncați tot în această noapte. Cu sângele lui să ungeți ușorii ușii, sus, jos și lateral, în semnul crucii. Să fiți încinși cu cingătoare, să fiți cu toiagul în mâini, cu haina în spate și cu călțămintea picioare, pentru că noaptea aceasta se va face ieșirea. Pentru că va veni moartea noaptea aceasta și va trece pe lângă ușile însemnate cu sângele mielului. Nu există, cred că niciunul dintre dumneavoastră care n-ați fost însemnați cu sângele mielului, măcar la botez. Doamne ferește să fi fost numai așa. Și ne așteaptă Dumnezeu să ne însemne cu sângele Lui, Cel Înviat, ca să fim și noi pregătiți de împărăție. Atunci când ne spovedim și ne împărtășim, nu știu câți dintre noi suntem gata să murim. Nu știu dacă suntem gata să înțelegem că poate fi ultima dată. Nu-i spunem în rugăciune acolo, Doamne, poate este ultima dată când mai vine, dar nu credem. Pentru că avem împărăția aceasta pe pământ, cu case și cu averi, la care vrem să-i slujim, nu vrem mâncă, Doamne. Știm că este o împărăție. Suntem noi atenți ce spune preotul când începe Sfânta Liturghie? Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acesta este momentul începerii Sfintei Liturghii. Deci împărăția lui Dumnezeu, iubiți credincioși, pentru care a propovădit Sfântul Ioan Botezător și chiar și Mântuitorul, este Sfânta Liturghie. Dacă n-am înțeles-o și n-am înțeles că împărăția aceasta este unde vine împăratul pe masa Sfântului Altar, ca să ne primească pocăința, și dacă n-am intrat în împărăție de aici de pe pământ, nu vom intra nici în cea de dincolo, nici în cea veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că dacă ați vedea ce se întâmplă în timpul Sfintei Liturghii, n-ați mai aruncat praful din biserică, l-ați mâncat. Și spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur, spune, în timpul Sfintei Liturghii, Hristos împrumută mâna preotului și gura lui. Știți, preotul spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu, nu este trupul preotului, este trupul lui Hristos. Bezi dintr-o acesta este sângele meu, nu este sângele preotului, este sângele lui Hristos. Nu este cu putință ca un om să rostească astfel de cuvinte dacă n-ar fi fost dat de sus de la Hristos, care vine cu drag, vițelul cel îngrășat, în împărăția Tatălui, care vine pentru câteva ceasuri, cam o oră jumate, nu știu dacă ne facem timp de ea, duminica și în sărbători. Vine și ne așteaptă Hristos pe masa Sfântului Altar. Și ne spune fiecare din parte, Ioane, Gheorghe, Maria, de ce nu vii? Ce aștepți? Cum crezi că te mântuiești fără mine? Care este mesajul celui mai mare om născut din femeia Sfântului Ioan Botezătorul? Oare de ce l-a rostit? A fost rostit doar așa ca să umple și el viața lui? Și uitați, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul înțelegea care este împărăția și ce urmează, pentru că după înălțarea Mântuitorului la cer și pe pogorârea Duhului Sfânt, Sfinții Apostoli săvârșeau Sfânta Liturghie. Și Mântuitorul spune, iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci Hristos nu ne-a părăsit. Noi nu suntem credința din vest care spune că Harul Dumnezeu este ceva creat, lăsat pe pământ și Dumnezeu s-a retras. Noi nu spunem așa ceva.
Noi credința ortodoxă spunem că Harul Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și puterea Lui este cu noi, care izvorăște neîncetat din Dumnezeu cel prezent cu noi. Și atunci vine întrebarea cea mare pentru fiecare dintre noi. Deci Hristos este printre noi, El poartă și pe mine la fiecare sfântă liturghie, la fiecare sfântă împărăție, care are loc în jurul meu și poate eu nici măcar nu sunt prezent. Știți, nu este mai mare orbire, iubiților, pe fața Pământului, decât să fii tare și să ai un tată puternic, tot puternic, care te-ar putea proteja de orice și de războaie și de secetă și de moli, ne-ar putea păzi și noi căutăm puterea în altă parte. Și ne-a lăsat atâtea exemple printre noi, prin Sfintele Evanghelii, care le auzim de atâtea ori și nu știu ce se întâmplă. De ce suntem așa de, poate, lipsiți de înțelepciune? Ca să pricepem mesajul lui Hristos care strigă de 2000 de ani în lume. Pentru că nu mai era posibil ca fără Hristos pe masa Sfântului Altar să se mântuiască cineva. Nu mai era posibil. Și iar dacă cineva spune că eu îi slujesc lui Dumnezeu, și dacă nu merg la biserică, și dacă nu mă spovedesc, și dacă nu mă împărtășesc, nu există mai mare înșelare. Pentru că Hristos a venit în trup și a luat trup din Fecioara Maria. Și a fost nevoie ca să vină, pentru că altfel omenirea nu se mai putea mântui. Și ne-a lăsat Sfânta Împărtășanie, adică Împăratul Cerului este în Sfântul Potir, la fiecare Sfântă Liturghie. Și dacă noi, iubiți credincioși, nu ne dorim să ne schimbăm viața doar de dragul Lui, de a fi cu El cât mai des, nici în Împărăție nu vom intra. Pentru că, așa cum spunea cineva, Părinte, Doamne, ajută-ne să ajungem în Rai. Și am zis, eu nu prea mă rog așa. Dar cum te rogi, Părinte? Eu am spus, Doamne, ajută-mă să fiu cu Tine. Că dacă Hristos e în iad, nu mai e iad. E lumină unde e Hristos. Și dacă Hristos e în iad, eu vreau să fiu cu El, chiar dacă e iad acolo. Dar să nu ne gândim la Împărăția lui Dumnezeu ca la o plată la sfârșitul vieții. Că n-am înțeles nimica din aceasta. Așteaptă Hristos să fim lumină în lume. Am fost la o conferință cu copii pe dincolo și m-au întrebat de ce suntem așa de puțini ortodoxi în lume, doar în jur de 200 și ceva de milioane la 8 miliarde de oameni. Pentru că noi, dacă ascultați Sfânta Evanghelie, suntem sarea Pământului. Și sarea nu are multe omul acasă, mai multe e mâncarea, dar sarea de gust. Și dacă noi am trăit după cum vrea Hristos și am fi lumină în lume, suntem destui cât suntem ca să se ia și alții după noi. Mântuitorul ne spune în Sfânta Evanghelie de la Matei, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre să preaslăvească pe Dumnezeul vostru. Trebuie să ne luptăm, iubiți credincioși, ca să fim lumină în lume. Este mult întuneric și este ciudat și chiar fără înțelepciune să ne plângem de întuneric când noi suntem fii ai luminii prin botez. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Cum să ne comportăm noi cei îmbrăcați în Hristos ca unul care este îmbrăcat în blestem? Trebuie să luptăm mai mult, iubiți credincioși, este o vreme a cernerii în această perioadă. Sunt oameni care se laudă că l-au pe Mesia lor. Noi știm de venirea lui Antichrist și nu mai este o poveste. Spune că are 42 de ani. Nu mai este o poveste. Este o realitate. Și toate aceste confruntări din lume ne vom trezi într-o zi când se face inaugurarea unui templu, se va pune un stăpân, vom vedea la televizor, că și Apocalipsa spune că vom vedea. Și noi, fie împărăției, ferească Dumnezeu să fim pe lângă împărăție. Să ne ferească Dumnezeu să nu înțelegem acele vremuri. Am întâlnit un părinte de 86 de ani în statul Michigan și i-a spus un Sfânt Părinte, când era mai tânăr în muntele Athos, Părinte, tu îl vei vedea pe Antichrist. Și acest Părinte are 86 de ani, abia se mișcă acum.
Toate aceste semne sunt darurile lui Dumnezeu. Bun, în care cei votați dau lecții celor hirotoniți cum să facă slujbele. Ce s-a întâmplat cu noi? De unde atâta întineciune? De unde atâta întuneric? Cum cel ales de om dă lecții cel ales de Dumnezeu să stea la masa Sfântului Altar cum să facă slujbele? Vreau să vă dau un exemplu de la un preot dintr-un oraș în apropiere unde slujesc eu. După ce au fost închiși 3 luni de zile, fac o paranteză, biserica noastră n-a fost închisă niciodată și nici o zi măcar, pentru că avem un ierar de vrednic de pomenire, în al preasfințitul Nicolae, și ne-a spus când toată lumea închidea bisericile atunci când au venit, ci că moartea, a venit moartea și fiind vierii fugeau de moarte. A spus părinților, înmulțiți slujbele. Noi ne așteptam să ne spună să închidem și noi biserici și ierarul nostru ne-a spus părinților, înmulțiți slujbele, cum să fugim noi de moarte, fie învierii. Și avea dreptate. Și credeți-mă că un an de zile în biserica noastră n-a fost pus nicio regulă și nu s-a îmbolnăvit nimeni. Și ca să trec din nou la acest părinte, coleg, prieten din împrejur, după ce au deschis biserica la trei luni de zile, cât au fost închiși, a fost sunat de mari oameni din Departamentul de Sănătate din Statele Unite și a spus, părinte, am auzit că sunteți prea mulți în biserică și nu țineți reguli și părintele acesta a spus foarte liniștit. A spus, domnule, noi suntem creștini ortodoxi. Noi trăim în comuniune. Noi ne împărtășim din același potir. Dă-ne judecată și vei câștiga. Dar nu numi aceasta dreptate. Numește-o persecuție. I-a închis acel om telefonul și nu l-a mai sunat în veci. Și n-a mai avut nicio problemă în viață. Trebuie să fii mai puternici, iubiți credincioși. Vor veni și alte vremuri și vom fugi de împărăție. Și vom crede că nu mai e nevoie de pocăință. Dar să știți, iubiți credincioși, că Hristos ne așteaptă și El n-a murit. El a înviat și ne-a dat exemplul prezenței Lui printre noi. Că este cu noi și că ne așteaptă să ne pocăim și să devenim fie împărăție prin pocăință. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și Sfântul Ioan Botezătorul, pentru care ne-am adunat atâția astăzi aici să-L rugăm, să ne dea și nouă puțin din Duhul Lui de a mărturisi credința, doar puțin așa, ca să stăm și noi puternici în fața a ceea ce va urma. Pentru că diavolul știe de împărăție și știe unde vine împărăția și știe unde vine împăratul. Și ne va da multă temă de casă, fiecare dintre noi, doar cumva să ne ocupăm de acea temă și să nu venim la împărat și la împărăție. La împăratul viacului care este Hristos și ne așteaptă pe fiecare. Umpleți liniile acestea aici la împărtășanie și stați și dați-le la preoți treabă să facă, să vă împărtășească și 2 ceasuri pe toți. Pe altă dată, atunci când veți face puțină pocăință, nu stați departe de Hristos. Pentru că am putea vorbi până la dimineață și tot n-am terminat, doar câte minuni a făcut Hristos în viața noastră și exemple și din viețile preoților care și noi suntem oameni cu nevrenici, și chemăm și noi, ca Sfântul Ioan Botezătorul, pe oameni să se pregătească de pocăință și să vină la împărăție. Dar atâta mai spun, să fiți tari în credință și să știți, să nu spuneți că sunteți ca fără de moștenire. Să nu spuneți că sunteți săraci, că nu sunteți săraci. Și nimeni nu este sărac atâta timp cât este îmbrăcat în Hristos de la Sfântul Botez. Să știți lucrul acesta și să nu vă îndoiți de orice va urma. Să nădăjduiți în Dumnezeu și să-L rugați cu drag, că veți vedea și mai mult lucrarea Lui și vă veți trezi uimiți și dumneavoastră
ca cei din Evanghelia, înfricășătoare judecăți care au fost trimiți că merg în Împărăția lui Dumnezeu. Să fiți cu toții binecuvântați, să rămâneți cu sănătoși și bucuroși și să țineți lumina credinței până în ceasul morții, să o dați și copiilor dumneavoastră, mă iertați, dincolo, peste hotare, copiii se pierd. În biserica noastră sunt doar emigranți, copiii care au crescut în aceste școli de acolo, în acele școli de acolo, nu mai prea calcă în biserică. Și eu totdeauna mă mândream și dădeam exemplu județului meu, bisericii noastre. Și acum când am venit acasă, tare mult m-am întristat. Că am văzut același efect, lipsa tinerilor din biserică. Ce s-a întâmplat, dragi părinți, care ați ținut lumina și ați primit-o de la bunici, de la părinți? Luptați-vă să o dați mai departe, nu-i lăsați, că aveți responsabilitate să stea și ei în lumină și să păstreze lumina mai departe. 972 de ani înainte de Hristos s-a prins pentru prima dată flacăra olimpică și de atunci se duce în fiecare țară unde este olimpiadă și jocuri olimpice. Și avem de 3000 de ani această lumină omenească. Aceeași lumină care am primit-o de la Hristos și au primit-o străbunicii noștri și ne-a dat-o bunicii noștri și părinții noștri, trebuie să o dăm și noi mai departe. Nu se poate să moară biserica cu noi, noi să fim ultimii. Să fiți tari și să fiți cu credință și să cu nădejde tare că Hristos este cu noi și nu mai contează cine este împotriva noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Mulțumim prea cu cernicul Părinte Petrișor de cuvântul mare și important de învățătură. Vă felicit că nu v-ați călcâile să vă foiți, să plecați sau să nu fiți atenți. Ați fost atenți pentru sufletele dumneavoastră și a celor de acasă. Iubiților, Părintele, să anunț programul încă o dată. Noi de acum am introdus Sfântul Mazu să se facă în seara de ajunul sărbători. Pentru că sunteți atâta lume, m-am trezit acum la Sfântă Mărie că lumea ar fi dorit Mazu. No, facem Sfântul Mazu și apoi paraclis, acatist și dezlegările, ocolirea și dezlegările. Părintele Petrișor este personajul principal care pe mine m-a ajutat să ajung în America când aveam datorii grele, dar întâi s-a dat exemplu și mi-a trimis dânsul bani, că era acolo, când mi-a trimis 80 de milioane în banii noștri, tu l-ai dat mii de atâția bani, n-am primit niciodată la începutul mănăstirii. Zic, dar părinții dragă, dacă dumneata singur m-ai ajutat cu atâta, frate, că era frate, nu era preot atunci, dacă o-i vin din acolo, că eu aveam 5 miliarde până bănci și până firme, până câte năcazuri și datorii aveam. Dar cum pot eu ajunge acolo? Dacă dumneata singur m-a ajutat cu atâta, ceilalți creștini, dacă vin pe acolo cu colecta, că aici te umblu prin sate și prin județele învecinate și să scap de datorii. Și te nu scap. Noroc că ne-a ajutat și guvernul. Și mi-a făcut chemare și am ajuns, am stat în casa socrilor dânsului, care astăzi a venit la noi cu soția Nicoleta, cu 4 copii. Și el când a mers în America, și a întrerupt școala, facultatea, și iată veniră preot și preot apreciat de mitropolitul nostru, Nicolae Ortodox din Chicago. Așa că, iubiților, poveste lungă și frumoasă, dar vreau să-i mulțumesc că v-a pus la suflet niște lucruri mari și importante. Țineți-le bine în minte și să le facem cu toții,
ca așa să mă atrage mila lui Dumnezeu peste noi, să atragem binecuvântările cu ploaie și cu harul lui și cu credință în el. Dacă nu, ne prăbușim. Vă dorim o noapte cu Dumnezeu, iar mâine va fi doar sfințirea apei și îl așteptăm pe preasfințitul nostru drag ca să ne binecuvinteze cu Sfânta Liturghie Arhierească, cât puteți mai mult să veniți. Dumnezeu să fie în inimile noastre ale tuturor. Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare, văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii. Văzând toți prea minunată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că prea slăvitul tău chip, cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, atingându-te cu mâna de creștetul, stăpânule a strigat, Aleluia! Aleluia! Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele tău, Dumnezeescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciunile noastre către Dumnezeu, bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr, că o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te, sănătate prea minunată, a împăraților credincioși, bucură-te minune, multă slăvită de îngeri, bucură-te cel ce jrană, multor chinuitor de monahilor, bucură-te lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te lumânarea și dulceața credincioșilor, bucură-te povața și lumina orbilor, bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane! Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane! Și ca aurul strălucitor și prea slăvită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic izbăvitor, te cinstim pe tine și trupomenirea ta daruri ca acestea aduce în ție. Bucură-te, făcător de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte, risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâitor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicleșugul. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea Aleluia! Aleluia! Soare purtător de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează tot strigânții așa, bucură-te sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc,
Bucură-te, mânghierea sufletească a pământenilor celor necăjiți! Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi! Bucură-te, stâlpul de bucurie, cel închip de foc al dreptilor! Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor! Bucură-te, cărmaci prea luminat celor ce noată! Bucură-te, rănitor prea mărit a celor flămânzi! Bucură-te, stea mai luminată decât soarele! Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur! Bucură-te, dădătorule de daruri înțelepților! Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți! Bucură-te, prea cinstite înainte, mergătorule Ioane! Bucură-te, prea cinstite înainte, mergătorule Ioane! Omenirea dreptului cu laude, iar ție, sună, ție, se mărăturia Domnului înainte, mergătorule. Căci ai arătat cu adevărat mai cinstit și decât prorocii, că te-ai împrednicit a botezare pe judile Iordanului, pe cele propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai bine vestit și celor din iad pe Dumnezeu, cele ce s-a arătat într-o, pe cele ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Marie Sfântă Ficioară,
Încă ne rugăm pentru preasfințitul Părintele nostru Petroniu, pentru frații noștri preoți, ieromonahii, diaconi, diaconi, monași, monahii, pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru preamăritorii creștini de pretutindeni și pentru toți ostenitorii și titori acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții, pururea, poveniții, titori,
aceste sfinte mănăstiri și biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, trebuitor vești în care odihnesc aici și pretutindenea. Doamne grește, Doamne grește, Doamne miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și pe vecii vecilor. Doamne, milă!
înțelegi și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.